avem bucuria de a ne întâlni din nou, a doua oară la parohia noastră, cu Părintele Sorin Ihalasu, care nu are nevoie de prezentare. Este cunoscut de dumneavoastră și sunt convins că a dorit pentru de aici. Și nici subiectul pe care îl va atinge în seara aceasta, subiectul se trata până ceva sute bune de pagini, nu câte pagini, 800 de pagini, două volume. Deci putem doar să-l atingem în seara aceasta. Subiectul și modul de prezentare sunt, spunea cineva, că sunt excepționale. Știți în ce cred și așa și eu sunt de aceeași părere. Și în ceea ce cred eu că în ce sunt excepționale, e firesc. Pentru că este o punte între știință și religie, lucru foarte firesc. Nefiresc este să spui că nu sunt alături sau că nu se completează sau împotrivă, că sunt, se contrazic. Nimic mai greșit. Știința arată capacitatea limitată, limitată a omului, de a descoperi ceea ce Dumnezeu a creat. Deci omul încearcă să descopere ceea ce Dumnezeu a creat. Foarte firesc. Creația este un lucru foarte firesc cu care ne-am obișnuit și nu mai considerăm senzațional, tocmai prin firesc. Și cred că noi ar trebui să luăm lucrurile firești ca fiind senzaționale lucrurile pe care le-a creat Dumnezeu și să nu alergăm după lucrurile spectaculoase, senzaționale în alt sens, ca să ne întărim credința de nu știu ce întâmplări spectaculoase. Nu aici stă senzația. Senzația o descoperim lângă noi, în jurul nostru, tot ceea ce este firesc și oamenii de știință nu fac altceva decât să descopere lucrurile firești. Și valoarea cărții și a subiectului, cred eu, stă, constă tocmai în acest aspect. Că se realizează această punte și arată că știința nu este altceva decât încercarea omului de a descoperi, de a arăta ceea ce a creat Dumnezeu. Așa că știu că sunteți însetați și o să rog, timpul este foarte prețios pentru noi, de aceea eu mă opresc aici și spun doar bun venit și Părintelui Profesor Sorin, Părintelui Diacon Sorin, și mulțumim că a acceptat să vină la noi și îl rugăm să ia cuvântul și să ne vorbească. Această grijă părintească de a amenaja biserica pentru astfel de întâlnire. Am venit aici ca la frații mei mai mari, ne simt foarte bine. Și căldura dumneavoastră și dragostea dumneavoastră face posibil o astfel de întâlnire. Mulțumesc de asemenea și celor care au transmis din vorbă în vorbă despre întâlnirea de aici și cei care s-au ostenit să aducă cărțile și pentru cei care le-au cumpărat. Deci, vezi că
lectura aceasta va fi folositoare pentru dumneavoastră și ne va înălța bugetarea la ceva care să fie mai aproape de Dumnezeu. Am un gând în seara aceasta să vă spun câte ceva, nu despre conținutul cărții, pentru că e ușor să vă uitați la cuprins, să vedeți despre ce este vorba, ci despre o idee care este menționată în carte și care face referire la această întâlnire miraculoasă și firească, cum foarte bine a surprins Părintele Protopop, dintre teologie și știință. Experiența de la care am putut pleca atunci când vrem să înțelegem întâlnirea dintre cercetătorul care explorează lumea și Dumnezeu care a făcut lumea, ar putea fi creația artistică, oricare ar fi ea. Dacă ne gândim la cineva care realizează o operă de artă sau scrie un roman sau compune o piesă muzicală, ne-am putea apropia mai mult de condiția aceasta minunată pe care Dumnezeu a rânduit-o în lume, ca omul să fie creator. Și există mulți filozofi și teologi care au adâncit această condiție a artistului care creează, condiția creatorului. Ce vrea creatorul să facă în opera lui? Ce se întâmplă atunci când cineva creează o operă? În primul rând, opera, știm fiecare dintre noi, atunci când am citit deja un roman sau ne-am delectat deja cu o piesă muzicală sau am privit un tablou, știm mai întâi că opera exprimă pe autor. Autorul pune în ea ceva din gândurile lui, din preocupările lui, din suferințele lui pe care el le-a trăit la momentul acela. Și unele dintre ele se limpezesc atunci când el face opera și o parte din ceea ce trăiește el în interioritatea lui iese la suprafață și poate fi văzut. De aceea, cumva, orice operă de artă este un fel de plasticizare a unei stări spirituale, a unei stări lăuntrice. Chiar și atunci când opera reproduce ceva din natura înconjurătoare, cum ar putea fi, spre exemplu, un vas cu flori, acel vas cu flori nu este o copie a realității, ci este reproducerea unei stări perceptive pe care a avut-o autorul atunci când a privit vasul cu flori. Deci vasul cu flori pictat este ce a văzut autorul privind o anumită natură, nu natura în sine. Cumva sensibilitatea autorului este amestecată în operă, e prezent acolo. În niciun tablou nu ne întâlnim cu o realitate. Ne întâlnim cu un subiect personal care a receptat realitatea. Ce vreau să spun cu lucrul acesta și e ceva ce ne va ajuta în drumul gândurilor pe care îl spunem în seara aceasta și reflectăm la el în seara aceasta împreună, este că de fiecare dată în spatele unei opere este un subiect. Gândurile unui subiect, simțirile unui subiect, percepțiile unui subiect, preocupările sau suferința sau bucuriile pe care le trăiește cineva. În felul acesta, opera exprimă. E ca și cum autorul ar vorbi prin cuvânt, numai că uneori imaginele sau sunetele muzicale exprimă adâncimi care ar putea fi cu greu explicat în cuvânt. Și în felul acesta noi ne întâlnim cu o operă, ca exprimare a autorului despre sine, vorbind și despre lucruri, exprimând și imaginea lucrurilor, dar în primul rând exprimându-se pe sine în raport cu aceste lucruri pe care le pictează sau despre care scrie, sau în legătură cu care creează opera muzicală.
Și a doua particularitate a unei opere atunci când în spatea unui subiect uman este că autorul mai vrea ceva. În afară de propria lui exprimare, autorul are o intenție. Intenția de a-l aduce și pe lector în starea în care el a fost. Autorul vrea să-l ducă pe lector, să-l împingă sau să-l ridice pe lector din condiția lui obișnuită. Să-l aducă în universul lui, în ceea ce el a trăit. De aceea, opera nu doar exprimă o stare a autorului. Opera intensifică această stare, o face mai evidentă prin anumite simboluri sau prin anumite particularități, ca mesajul ei să fie cât mai bine exprimat, ca cel ce citește sau privește tabloul sau ascultă piesa muzicală, ajutat de aceste ingrediente, să ajungă cât mai aproape de ce a citit sau de ce a vrut să citească în realitate autorul respectiv. Deci, opera de artă nu este doar o exprimare a autorului, o fixare în timp a unei stări de spirit și atât. Autorul face această operă ca să comunice altuia ce a trăit și să-l ajute pe acela să ajungă și el acolo unde a fost atunci când a creat opera aceasta. De ce este relevant aspectul acesta? Pentru că cercetarea științifică din ultimul secol mai ales, și acum intrăm în tema cărții, ne prezintă descoperirea de științei care vin să consolideze, să întărească, să adeverească ceea ce revelația prin întruparea lui Hristos și prin pătruirea Sfinților Părinți de-a lungul veacurilor ne-a tot afirmat într-un mod foarte convingător. Și anume faptul că lumea este opera lui Dumnezeu. Lumea este creată de Dumnezeu. Și Dumnezeu, ca și omul atunci când creează, numai că într-o manieră deplină de data aceasta, tot puternic, desăvârșită, se exprimă prin creație. Dumnezeu se exprimă prin creație și Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că s-a exprimat mai întâi prin creație și după aceea prin Scriptură. Dacă nu ar fi existat în istorie căderea lui Adam, nu ar mai fi fost nevoie de Scriptură. Pentru că Dumnezeu vorbea prin lumea creată. Voia Lui era exprimată prin creație, prin legile puse de Dânsul în făpturi. Și omul avea putința să citească această voie a Lui Dumnezeu legată de viața Lui, așa cum această voie era exprimată de lucruri, de ordinea și de legile lor. Și dacă ar fi să ne oprim la acest prim aspect al creației ca operă a lui Dumnezeu, am putea să pomenim câteva din aspectele pe care Dumnezeu le exprimă prin creație, exprimându-se pe sine, de fapt, și voia Lui cu noi, prin ea, prin creație. Și vom vedea cu ușurință că ceea ce este exprimat prin creație de către Dumnezeu e constatat și de reflecția teologică, pe baza a ceea ce revelația însăși ne aduce, dar este constatat și de descoperirile științifice. Exemplu, una dintre constatările extraordinare pe care Sfinții Părinți le subliniază în mod repetat cu referire la creație este diversitatea ei. Creația este bogată, este diversificată, are foarte multe aspecte particulare, foarte multe lucruri sau obiecte, foarte multe specii de viețuitoare. Există o diversitate extraordinară de asta. Diversitatea aceasta reprezintă în ordine de
această generozitate extraordinară a lui Dumnezeu, care a lăsat omului o lume foarte complexă, capabilă să-l stârnească pe el ca subiect, să cerceteze fără niciun risc de a o epuiza pe dânsul. Pentru că spiritul omenesc și umanitatea, în general, nu se oprește niciodată din dorința de a înainta. Și pentru această dorință neobosită de a înainta în tot mai mult în cunoaștere, Dumnezeu a făcut lumea pe potriva subiectului spiritual numit omul. A adecvat-o pe dânsa pentru el, știindu-l că el nu se va opri niciodată din dorința de cunoaștere. Și iată că lucrul acesta se adeverește. Există, potrivit Fundației Națională pentru Științe din Statele Unite ale Americii, peste 8500 de discipline. Cea mai mare parte dintre ele legate de aspecte din lumea înconjurătoare. Disciplinele arată că e necesară un fel de restrângere a cercetării științifice pe intervale foarte scurte, ca cercetătorul să-și disciplineze efortul intelectual și se poate coborâ la adâncimi din ce în ce mai mari. Și numai datorită diversității faptelor din universul realităților fizice, cercetătorul simte nevoia să restrângă iarăși realitatea pe care o investighează ca să poată merge mai înainte. Faptul că sunt 8000 și ceva de discipline ne arată ce diversitate de planuri, de aspecte, ce multitudine de ferestre stau în lume deschise către spiritul omului și ce multe posibilități de exersare lăuntrică are el făcând științele acestea, practicându-le în fiecare zi. Diversitatea aceasta arată deci generozitatea lui Dumnezeu, care nu a făcut pe lume săracă în planurile ei sau în aspectele ei vrednice de cercetare, pentru că știa ce subiect personal a făcut atunci când a făcut lumea. Lumea este pe potriva omului. Diversitatea aceasta este pe potriva libertății subiectului personal de a-și alege aproape orice să cerceteze și aproape orice îl stârnește pe el să cunoască. Și Dumnezeu a fost plin de grijă atunci când a făcut această lume și diversitatea ei, pentru că în fiecare din aspectele acestea a lăsat urme care vorbesc despre frumusețea, despre raționalitatea, despre armonia acestei lumi, despre inteligibilitatea ei, care este deja un fapt uimitor, care ar putea să stârnească în orice cercetător reflecții zdrobitoare, dar nu de ordin științific, ci de ordin metafizic. Deci diversitatea ar fi primul plan. În afara acestei diversități, mai există alte aspecte care sunt șocante pentru lumea în care trăim. Lumea ca operă a lui Dumnezeu. Există, în pofida acestei spectaculoase diversități, o unitate a creației. De obicei, diversitatea prea mare sparge unitatea. Gândiți-vă la strădania dumneavoastră de a vă aduna toți prietenii și toate rudele pe care le iubiți într-o singură comunitate, cu speranța ca toți să se iubească și să fie una. E foarte greu să facem lucrul acesta, mai ales dacă încercăm să ne unim în cele omenești. Numai Hristos poate uni lumea și pe oameni la oaltă. Și cu cât sunt mai mulți oameni, cu atâta e mai greu de realizat unitatea, pentru că fiecare vine cu specificitatea lui, cu universul lui interior. Și e foarte greu de realizat unitatea în interiorul unei comunități prea mari. Lumea este o comunitate gigantică de existențe particulare, de ființe diferite prin natura lor. Numai biodiversitatea lumii vii ne
ne avertizează că există peste 50 de milioane de specii diferite, fiecare având populațiile ei, arealele unde acestea trăiesc, raporturile specifice pe care aceste dietăți le-au cu mediul înconjurător. E deja foarte greu să ne imaginăm cum o lume în care există 50 de milioane de specii diferite reușește să aibă unitate și aceste viețuitoare să trăiască în habitate comune, fără să se distrugă una pe cealaltă. Să se hrănească una din cealaltă, să coopereze una împreună cu alta, pentru supraviețuirea apelor și pentru a pregăti mediul propice pentru alta. Această unitate este foarte des constatată în planul lumii. Nu este doar o unitate în planul lumii vii sau al lumii biologice. Există o unitate spectaculoasă în planul lumii fizice. Și cercetătorii astăzi explorează posibilitatea de a unifica descrierile științifice cu referire la univers, constatând că există enorm de multe simetrii, nu doar în planul lumii fizice, dar în planul teoriilor științifice și mai înalt, în planul principiilor care structurează această realitate. E deja foarte greu de constatat cum diversitatea aceasta are foarte multe aspecte, fiecare având o autonomie relativă și legități proprii, e dificil de constatat această diversitate, pentru că domeniile de cercetare științifică cresc în date și este cu neputință ca toate să se adune în mintea unui om. Specializările cumva pun o distanță de înțelegere între fiecare dintre oamenii care sunt angajați în câmpul cunoașterii, fiecare dintre ei înțelegând tot mai mult din propriul lui domeniu și tot mai puțin din domeniile celorlalți. Încât diversitatea stă peste tot, e prezentă în câmpul cunoașterii, dar niciodată nu este strânsă cu totul în mintea unui om. Și cu toate acestea, cu toate că această diversitate este greu de constatat și de strâns la un loc în mintea unui om, caracterul unitar al creației e constatat de fiecare. Felul acesta al lumii nevii de a sprijini lumea vie și felul lumii vii de a sprijini viața omului, ca și cum întreaga natură ar sta în jurul omului ca să-i ofere o existență cât mai bună, e ușor de constatat aproape în orice fapt. În zilele acestea am avut prilejul să reflectăm la unele întâlniri la capacitatea materiei din burta Pământului de a pune la dispoziție inginerului proprietățile obișnuite pe care lumea tehnică le are în atenție în fiecare zi, care fac din Pământ un fel de materie primă pentru tot ceea ce descoperim și construim. Gândiți-vă numai la faptul acesta că însăși Pământul pe care călcăm se face nouă lentilă care ne ajută să vedem mai departe. Că din Pământ extragem acest material minunat care ne ajută să construim lentile gigantice care ne ajută să privim foarte departe în spațiul cosmic. Din Pământ am făcut cam tot ceea ce ne sprijină civilizația. Și prin aceasta se vede fantastica lui potențialitate pe care Dumnezeu a dorit-o. Dar nu e vorba numai de aceasta, e vorba și de toată diversitatea lumii vii care e pregătită cumva pentru spiritul omului, pentru că din natură om, cam tot ce este semnificativ din industria farmaceutică. Natura este o farmacie fenomenală și explorările oamenilor sunt la început. Există 100.000 de specii care sunt capabile să secrete venin. Cercetătorii au în atenție aproape 10.000, în cercetare sunt aproape 1.000 și într-un stadiu avansat sunt aproape 100, din care s-au putut sintetiza
produși care pot promite tratamente foarte eficiente împotriva cancerului. Mulți dintre cei care explorează rezerva extraordinară de farmacie a naturii sunt îngrijorați că viața noastră periclitează echilibrul ecosistemului și va face probabil în viitor ca unele specii să dispară cu totul mai înainte de a descoperi noi ce potențial terapeutic ar fi putut fi extras din viața sau din corpul lor. Asta arată într-un fel că noi nu suntem încă conștienți de consecințele comportamentului nostru, dar acesta este un alt subiect. Ceea ce vreau să spun este că această diversitate și această unitate a lumii sunt ambele puse în acord cu nevoile omului. Și unitatea aceasta se vede în mai multe planuri. Pe de o parte, lumea nevie întreține viața lumii vii, circulația apelor oceanelor, circulația apelor în atmosferă, circulația apelor în mantaua terestră, unde cantități imense de apă sunt subduse în manta și încălzite la temperaturi foarte mari pentru a fi îmbogățite cu metale, ca apoi ele se poate ieși din burta Pământului, capabile să hrănească planctonul marin. Toată această lume nevie întreține lumea vie. E strâns legată de lumea vie. De aici se vede cumva că diversitatea lumii nevii nu este o diversitate fără scop. E o diversitate care sprijină ceva foarte complex, numit viața lumii vii. Iar viața lumii vii nu e întâmplătoare. Viața lumii vii, la rândul ei, sprijină viața omului. Noi suntem strâns legați de oxigenul pădurilor, de mierea de albin, a albinelor, de foarte multe poluieni care aparent sunt inutile, dar care în realitate conțin substanțe extraordinar de benefice pentru organism. Recent s-au apărut studii care vorbesc despre catehină, o substanță care e prezentă în buruieni. Prin intermediul catehinei, buruienele distrug toate speciile de plante diferite de ele din mediu. Catehina aceasta este eliberată în sol, în rădăcinile buruienilor, plantele o confundă cu ceva care este vrednic de nutriție, asimilează catehina și ea, când ajunge în corpul plantei, o distruge din interior. Cercetătorii s-au gândit că ar putea fi folosită catehina la distrucția celulelor canceroase, care ar putea fi păcălite că sunt în vecinătatea unei substanțe care ar fi vrednică de asimilat la nivelul membranei. Aceste rezultate anticipează cumva o înțelegere holistică a lumii în care nu vom găsi ceva ce este inutil, complet inutil. Iar aceasta este cumva înțelegerea Sfântului Ioan Gură de Aur, care atunci când a vorbit despre crearea lumii și despre creația aceasta minunată, a spus să nu ne socotim buruienile și amarul lor, crezând că ele sunt inutile, că și pe acele l-a făcut Dumnezeu cu un rost. Uitați-vă, cercetarea științifică evidențiază lucrul acesta. Deci există o unitate și o diversitate a lumii care ne arată înțelepciunea Creatorului atunci când El a creat această lume. Și dacă diversitatea ne arată generozitatea lui Dumnezeu, unitatea lumii ne arată faptul că întreaga creație are un scop. Și când ne uităm la modalitățile acestea de a întreține una pe cealaltă, diversele planuri sau aspecte ale lumii, ne dăm seama că scopul acestei lumi create este omul. Pentru că lumea nevie pregătește și întreține lumea vie. Lumea vie asimilează tot felul de procese și cu ajutorul lor ea amenajează un spațiu adecvat omului să existe, iar omul își folosește puterile lui punând și pământul, și lumea nevie, și lumea vie în slujba semenilor și a vieții sale,
extrăgând din pământ lucruri ca să facă tehnologii pentru a trăi mai bine, pentru a face medicină în slujba apropiaților săi aflați în suferință, extrăgând din pământ materiale pentru a-și exprima propriul spirit creator, sau extrăgând din lumea vie substanțe benefice pentru a trăi, pentru a supraviețui. În afară de aceasta, se poate vedea în lumea creată o solidaritate, o cooperare a speciilor între ele și un fel de sprijin reciproc al unora pentru altele, ca toate să trăiască. Nu e vorba doar de solidaritatea intraspecie, constatată la foarte multe specii, nu doar de păsări sau de mamifere în general, ci și la insecte. Acum se vorbește despre insecte sociale, constatându-se ce organizare extraordinară au unele insecte, de exemplu furnicile, ce diviziune a muncii există într-un mușuroi, cum se ajută unele pe altele, cum se apără ele de cineva care agresează mușuroiul, cum se solidarizează specii diferite de furnici, dacă sunt învecinate, ca unindu-se unele cu altele, se poate supraviețui mai bine agresorilor din afară. Cum copacul și unele specii de furnici cooperează, cum furnicile fac bine copacului și copacul le găzduiește. Există dovezi din cercetarea ecosistemelor care arată de o solidaritate transspecie. Când o specie, un mamifer mare dintr-o specie, poartă de grijă unui pui dintr-o altă specie. Surprinzând, de fapt, cercetarea, lumea etologilor care sunt interesați de comportamentul animalului. Aceea există o solidaritate în comportamentul foarte multor mamifere. Există o sincronicitate a comportamentului delfinilor, de exemplu. Au fost observați îndelung delfinii și nu există o explicație pentru modul în care ei se joacă. Pentru că sunt delfini în sălbăticie, care niciodată nu au fost dresați, și care sunt observați de departe de cei care le explorează comportamentul și se poate observa cum delfinii fac exact aceleași mișcări în același moment. Și parcă comunică unul cu celălalt și stabilesc cumva printr-un limbaj pe care noi nu-l vedem, dacă se sară o dată sau de două ori din apă, dacă se rotească la 90 de grade sau la 180, dacă se întoarcă în aer, să facă un looping ca să intre cu burta sus în apă, sau invers. Și delfini care nu sunt dresați, dovedesc o sincronicitate inexplicabilă în comportamentul lor. E bine, toate aceste date sunt văzute în cheia patristică ca dovezi ale faptului că Dumnezeu Creatorul nu este singur. Un spirit singur n-ar fi putut gândi vietăți care să fie atât de frumoase în comuniune. Numai o treime de persoane care se iubește din veșnicie putea să facă o lume cu atât de multe icoane ale cooperării întipărite în ea, în diverse vieți de specie. Numai o treime de persoane care a experiat bucuria comuniunii în deplinătatea ei din veșnicie putea să facă la diverse niveluri de realitate în lumea vie, această coexistență și cooperare a indivizilor din specii și prezența acestor solidarități în diverse aspecte din viața lor. Și aceasta ne arată iarăși cum Dumnezeu se exprimă în lumea creată. Pentru că despre asta era vorba. În fine, creația este bună. Creația este bună pentru că există un fapt ieșit din comun. Într-un univers atât de mic și de lipsit de viață, cum avem în spațiul extraterestru, lumea în care noi ne-am născut este o lume fertilă. Asta e fantastic. E dezarmant câtă fertilitate are lumea.
ce forță are Pământul să scoate din el și să hrănească toate aceste semințe care sunt puse în el. Câte specii de plante se hrănesc din același pământ? Ce forță extraordinară are acest pământ care, cu puțină apă și cu puțină lumină solară, scoate din el roade peste roade și hrănește o întreagă civilizație. Fertilitatea aceasta este, de fapt, una din trăsăturile, poate cel mai mult exploatate de reflecția filozofică și de poezie. Modul în care un pop de greu pus în pământ moare și dă naștere la 10 boabe, pierzându-și cumva existența lui pentru a da naștere mai multora din el, întreținut de pământ, este de fapt principiul care ne ajută să creștem și să supraviețuim și să devenim de la un an la altul și de la o generație la alta. Fertilitatea aceasta e prezentă peste tot în lumea vie. Florile floresc, copacii dau roade, puii se nasc din mămica lor și modul acesta al vieții, de a da rol, e o școală duhovnicească pentru noi. De fapt, creația este fertilă și dă naștere la ceva, exprimând pe însuși Dumnezeu care nu a rămas în comuniunea desăvârșită de plin a Sfintei Treimi, în experiența iubirii tripersonale pe care o are din veșnicie, ce a dat naștere unei lumi, a făcut ceva viu, care nu se naște din ființa Lui, dar este strâns legat de planul pe care l-a gândit din veșnicie și este întocmai pe ceea ce a gândit din veșnicie, adică lumea creată. Numai un Dumnezeu viu, care a avut experiența nașterii unui fiu din veșnicie, fiul fiind Dumnezeu viu, și care a avut și are experiența concederii Duhului Sfânt din ființa Lui, persoană desăvârșită și vie, numai un astfel de Dumnezeu putea să facă o lume care, la rândul ei, are experiența nașterii. A nașterii rodului, a nașterii florii, a nașterii pobului de greu din altul care a murit și a nașterii unui om din alți oameni care se iubesc dintr-o mămică și un tătic care îi dau viață. Aceasta, ne încredințează Sfinții Părinți, exprimă, de fapt, experiența nașterii din veșnicie a Fiului și a procederii Duhului Sfânt din veșnicie din Tatăl, care rămâne întipărită în creație, pentru că și în creație speciile nasc ceva. Și au și ele un rod. Și rodul lor e bun și e folositor nouă oamenilor. Și e gratuit. Îl putem consuma gratuit. Noi nu muncim la toate roadele Pământului, că nu le înființăm pe ele. Ele se fac cumva. Osteneala noastră e necesară, dar nu le înființează. Le ajută să fie. Ele ar fi și fără. Pentru că fertilitatea nu o dăm noi. Fertilitatea o are lumea deja. Și o are pentru că Dumnezeu a pus-o în ea. Și Dumnezeu a pus-o în ea pentru că El o are în sine. Și a avut-o din veșnicie. Și această creație care naște, îl exprimă pe El. Care naște din veșnicie și curcede din veșnicie. Și faptul că puii stau lângă mamă, în orice specie, și bobocul iese lângă floare, și roadele stau unul lângă altul, și nu crește rod în afara copacului, și nici grâu despărțit de mlădița care l-a scos din pământ, faptul acesta ne arată această comuniune dintre cei ce se nasc din părinții lor și părinții lor, o comuniune strânsă între cel ce este născut și cel ce naște, între cel ce este purces și cel care purcede, între cel care naște, tatăl și mama, și cel născut. Solidaritatea aceasta a celor care stau împreună după ce au născut pe cineva sau ceva, că e floare, că e rod sau că e om,
exprimă de asemenea un chip văzut al icoanei Sfintei Treimi, care din veșnicie trăiește iubirea desăvârșită între persoane, unite fiind toate de aceeași ființă și de dragostea acestor persoane, una pentru celelalte, deși sunt distincte, deși din veșnicie Fiul se naște și din veșnicie Duhul procede, ele au rămas toate trei împreună unite de ființa dumnezeiască, care le este comună, și de dragostea desăvârșită a unora pentru celelalte, care le face pe dânsele capabile să conțină fiecare pe celelalte în mod deplin. Ei bine, în felul acesta se vede că și viața și fertilitatea lumii exprimă pe Dumnezeu. Acum, al treilea lucru care este foarte important este că în lumea aceasta mai există o operă diferită de ce am spus până acum. E o operă vie și întrucâtva liberă, e vorba de om. Nu doar că Dumnezeu a făcut lumea, ci Dumnezeu l-a făcut și pe om. Și aici Dumnezeu se diferențiază, se deosebește ca și creator de orice experiență artistică pe care o poate avea un om. Pentru că omul, oricât de bun ar fi el ca artist, el nu poate să facă o operă vie și liberă, care să aibă voință și să se miște cum vrea ea. Omul face o operă, dar el nu poate da viață operei sale. El poate să pună în trânsa un înțeles. Indiferent dacă e creație muzicală, creație de artă plastică, literatură, indiferent despre ce operă este vorba, omul nu poate să pună în exercițiul acesta al operei ceva care să-i dea ei viață și ea să trăiască atât de autentic această viață, încât să se poată separa ea ca operă de el ca autor. Exercițiul acesta noi nu-l avem. Singura viață care se naște din noi și este întrucâtva autonomă și ne apropie de experiența pe care însuși Creatorul a avut-o făcând lumea, este aceea când din noi se naște un copil. Și simțim cum viața noastră a participat la viața Lui și de la un moment dat încolo simțim că viața Lui e diferită de viața noastră și El are o anumită autonomie și oricât l-aș iubi, nu pot să influențez într-atâta încât să-i restrâng libertatea. Cam așa și întrucâtva inteligibil simte Dumnezeu când ne face pe noi și în același timp ne lasă pe noi liberi să căutăm dacă dorim. Dar într-o operă de artă, autorul nu poate pune viață. Poate să pună urme ale vieții lui, gândurile lui, emoțiile lui, dar nu poate face vie. O operă este finalizată până la urmă. Chiar dacă nu e terminată, e fixă, rămâne într-un câtva neterminată, dar nu e vie, nu se mișcă, nu evoluează într-un fel. Ea este un crâmpei din ce a fost El atunci când a scris-o sau când a făcut-o. Ori Dumnezeu aici se vede pentru noi oamenii ca și creator de plin, cu puteri de pline, pentru că ne face pe noi oamenii opere vii, opere care pot ele însele să se facă pe sine. Opera aceasta e minunată. Dumnezeu face un om ca opera Lui, dar îi dă omului putința nu doar să facă opere create din lumea aceasta înconjurătoare, ci îi dă un atribut extraordinar omului. Îi dă omului putința să lucreze el însuși la propria lui operă, care este viața lui. Omul, finisându-se pe sine, punându-se în slujba altora, încercând să facă lucruri, el se finisează pe sine, își îmbogățește sufletul cu virtuți, și ajunge să facă din viața lui o operă. Și această lucrare la propria lui viață ca operă este singura care ar putea să-i dea experiența aceasta a unei opere vii. Numai că lucrul acesta e posibil numai sub lucrarea minunată a Harului lui Dumnezeu. Și acest fapt ne duce cu gândul în altă parte. Ceea ce neuroștiințele astăzi ne avertizează
și anume faptul că noi nu putem înțelege din lumea înconjurătoare sau din viața noastră lucruri decât în funcție de stadiul la care suntem pregătiți să o facem. Simțurile mele pot să tulbure felul în care eu citesc lumea. Interioritatea mea mă poate împiedica să ajung să înțeleg ceea ce ar trebui înțeles dintr-un fapt. Și neuroștiințele vieții spirituale, care explorează astăzi psihismul omenesc și felul în care experiența mă ajută sau mă împiedică să înțeleg o realitate, ne avertizează, de exemplu, asupra faptului că așteptările mele îmi influențează percepția mea. Atunci când am așteptări de la o persoană, eu sunt influențat de așteptările mele și văd numai anumite lucruri când mă întâlnesc cu ea. Simțurile mele mă împiedică să văd în realitate ceea ce ar trebui. Mai ales dacă ele sunt împătimite, mă împiedică să văd realitatea, simțualitatea mea deformează ceea ce receptez. Așteptările mele pot deforma ceea ce receptez. Atenția mea poate deforma ceea ce receptez. Dacă sunt neatent, dacă am simțuri îndroșate de experiențe trupești pătimașe, dacă am așteptări exagerate de la cineva sau de la anumite situații, aș putea fi dezamăgit de ceea ce găsesc în experiența respectivă. De ce e important acest lucru? Pentru că lumea a fost făcută, spuneam la început, de Dumnezeu pentru noi oameni. Și pentru ce a fost făcută? Ca să ne ridicăm prin lume la Dumnezeu. Să creștem prin lume, să ne uităm la lume și să învățăm de la frumusețea ei, de la raționalitatea ei, de la armoniile ei și să devenim noi înșine mai buni, mai cooperanți unii cu alții. Învățând de la toate acestea, să rodim noi sufletește, așa cum ea rodește în fiecare toamnă. Și dacă am fi făcut lucrul acesta, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, Dumnezeu nu ar mai fi dat Scriptura. Dar căderea ne împiedică să facem această lectură edificatoare a lumii și căderea înseamnă, de fapt, tulburarea acelei simțualități, acelei emoționalități, acelui cuget lăuntric, care nu-i mai dă posibilitatea omului să vadă în opera numită creație înțelesurile pe care Creatorul le-a pus în ea. De data aceasta, opera exprimă pe Dumnezeu, dar lectorul, omul, nu mai poate citi cum trebuie acest mesaj. E ca și cum aș încerca să citesc un roman celebru care este scris într-o altă limbă. Dacă nu știu să decodific fiecare cuvânt, înțelesul acelei opere îmi va fi ascuns. Omul pătimaș, omul zilelor noastre, omul îndepărtat de Dumnezeu, nu mai are capacitatea să lectureze lumea sau creația ca pe o operă edificatoare. El se împiedică în simțuri, se împiedică în proiectele sale, nu privește lumea ca pe o școală a vieții duhovnicești, mai degrabă ca un depozit de resurse pe care încearcă să le consume pentru traiul lui plin de plăceri. Și în felul acesta, creația nu mai este o scară. Și astăzi, doar lumea științifică, cercetătorii, profesorii, cei care fac reflexia filozofică, oamenii interesați de viața spirituală, mai întrebări în realitatea aceasta înconjurătoare, lecții pentru spiritul lor. Dacă însă suntem interesați doar de consum și de plăcere, nu vom vedea lumea decât ca univers sau ca spațiu plin de oportunități pentru câștig, pentru profit. Iar aceasta ne va împiedica și mai mult să ne ridicăm prin trânsa și să o sesizăm pe ea ca opera cuiva care ne-a pus în trânsa un mesaj pentru noi. Ei bine, lectorul trebuie să fie pregătit, deci, adecvat, cu o simțualitate educată, cu un spirit pregătit profund, cu o minte curată, cu
cu o inimă detașată de o iubire pătimașă a unui lucru, ca să poată sesiza în creație mesajul lui Dumnezeu. Dacă nu sunt educat în istoria muzicii, nu voi sesiza diferența dintre clasic și baroc. Dacă nu sunt învățat să citesc, nu voi sesiza splendoarea unei poezii. Dacă nu sunt învățat să privesc, nu voi vedea frumusețea unei opere de artă plastică. Dacă nu sunt pregătit să citesc în creație mesajul lui Dumnezeu, îmi va fi foarte greu să văd lumea în termenii aceștia. Ei bine, Dumnezeu a înțeles lucrul acesta și i-a dat omului Scriptura. Scriptura tâlcuiește creația, ne spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Pentru că omul n-a mai reușit să înțeleagă în creație diversitatea, unitatea, solidaritatea, fertilitatea, bunătatea lui Dumnezeu și multele lui lecții puse în trânsa pentru noi, Dumnezeu i-a dat omului Scriptura. Vedeți, Scriptura folosește cuvântul, e mai precisă, e mai clară. Atunci când spun că e rău, e evident pentru oricine înțelege cuvântul acesta că răul e rău și binele e bun. Lucrul acesta e mai precis decât exprimarea acestei diferențe între bine și rău în mod plastic. E ceea ce lingviștii separă spunând într-un loc conotativ și într-un loc denotativ. Ceea ce este denotativ este evident, este explicit, ceea ce este conotativ este ascuns, este indirect precizat. Limbajul biblic este mult mai evidențiator în proiectul lui Dumnezeu cu noi decât creația. Și Sfânta Scriptură ar fi aceea care ar trebui să ne ajute să înțelegem și mai bine realitatea creației și mesajele pe care Dumnezeu le-a pus în ea pentru noi. Numai că, așa cum ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, nici Scriptura nu ne-a ajutat să înțelegem atât de bine creația și nici ea nu ne poate ridica la ceea ce ar fi trebuit să fim înainte de cădere. Dovadă că astăzi există aceeași Scriptură, cu mici diferențe esențiale, și există mii de secte și de biserici, de comunități creștine care se revendică de la același text. Nu ne ajunge un text și, într-adevăr, și tradiția răsăriteană ne spune că nu ne mântuiește în mod absolut și exclusiv Scriptura. Și lucrul acesta este cunoscut de însuși Dumnezeu. Ei bine, miracolul extraordinar al vieții de credință este această condiție ieșită din comun în orice exercițiu interpretativ din toate artele. Pentru că orice om care se întâlnește cu o operă de artă poate să se străduiască să ajungă la ceea ce autorul a vrut să spună. Cum se străduiește cineva să înțeleagă o operă? Citește viața autorului, citește toate textele autorului, se interesează de când anume a fost citită, scrisă acea operă, învață limba autorului și citește opera în original. Și se apropie prin toate aceste eforturi de autor. Și prin aceasta, lectorul se apropie de intenția autorului, de care spuneam la început, aceea de a-l aduce pe cel ce citește la starea pe care el însuși a avut-o când a scris. Ei bine, în condiția aceasta, orice lector, ne spune Hermeneutica, nu poate să ajungă niciodată să înțeleagă deplin ceea ce a avut autorul, poate să se străduiască să facă lucrul acesta, probabil că va reuși foarte mult din lucrul acesta, dar niciodată nu va putea în mod deplin să înțeleagă. Și unul din motivele pentru care el nu va putea înțelege deplin, exact ca autorul, tot ceea ce autorul a vrut să pună în operă, este acela că autorul nu s-a pus pe sine integral în operă, ci o parte din viața lui a rămas în sine. Nici o operă, indiferent de artele despre care vorbim,
nu poate să întipărească în ea toată viața autorului, ci doar o parte din plăsă. Restul de viață pe care autorul nu l-a pus în operă rămâne definitiv inaccesibil pentru ceilalți. Dacă n-a fost exprimat într-o parte, dacă n-a fost scos la iveală și întipărit în ceva, acea viață nu este cu neputință de cunoscut. Ei bine, întâlnirea noastră cu Dumnezeu prin creație este extraordinară, pentru că Dumnezeu a făcut ceva. Ceva ce nu există în nicio experiență artistică de nicăieri, indiferent de artistul despre care vorbim. Creatorul s-a făcut operă. S-a făcut om. Creatorul a venit între noi și s-a făcut asemenea nouă, acelora ce suntem lectori a acestei creații, ca să ne învețe pe noi să citim creația cu ochii cu care El o citește. Să vorbim despre creație, să înțelegem creația și să folosim experiența vieții în ea pentru a ajunge la El. Nu există vreo exprimare mai evidentă a Creatorului decât în exercițiul în care El se face operă. Și nu există o comunicare mai strânsă între mine ca operă și Creatorul meu decât aceea în care El se face asemenea mie și îmi vorbește mie din interiorul operei numită creație despre cum ar trebui să trăiesc. Și în exercițiul acesta Dumnezeu nu doar că se face om ca noi să înțelegem exprimarea Lui, ci se face om ca să ne aducă pe noi la intenția Lui primordială atunci când a făcut lumea. Vă spuneam la început că există cel puțin două aspecte în viața unui artist care creează o operă. Se exprimă pe sine și are intenția de a-l aduce pe cel ce citește la sine, la starea lui. Dumnezeu a făcut lucrul acesta mai întâi prin creație și apoi prin Scriptură, dar niciuna dintre acestea nu ne-au putut ridica și să ne aducă în starea de a ne uni cu El. Și atunci, pentru a înțelege și viața, și creația, și Scriptura, Dumnezeu se face operă, se face asemenea nouă, devenind cumva parte din această creație, având viața operei sale, omul, ca să-l învețe pe om să-și întrebuințeze această șansă, acest dar al vieții, ca să urce la El. Și nu doar înțelesul de ne le dă, ci însăși viața, pentru că în răstignirea și în moartea și în învierea Lui și prin Sfintele Taine, Hristos ne dă viața Lui de data aceasta, ca trăind noi viața Lui și având în noi simțurile curățite prin lucrarea despătimitoare a Lui, noi să ajungem să citim în opera aceasta creația și în Scriptura inspirată de El, înțelesurile pe care El însuși a voit să le pună. Și în felul acesta, experiența omului este diferită, omul fiind în același timp și operă și lector, pentru că este chemat nu doar să citească lumea din jurul lui, ci să se făurească pe sine însuși, după modul în care vede lumea și înțelege împrejurările ei. De aceea Sfântul Grigore Sinaitul a spus într-un loc minunat că cărturar adevărat este nu doar acela care scrie, ci mai ales acela care cu fapte scrie cartea vieții lui, transformându-se pe sine, îmbunătățindu-se pe sine și făcând din sine însuși o operă vie. E minunată lucrarea aceasta și cel ce ne face pe noi așa, și ne ajută pe noi să finisăm această operă minunată care este însăși viața noastră, e însuși Hristos care, despătimindu-se în mod deplin prin toate pătimirile sale, sfințind firea omenească, întâlnindu-o pe ea, a ajuns să ne arate și calea, să ne dea și puterea să ajungem în orizontul acesta al vieții spirituale. Acesta este gândul pe care am vrut să-l spun
E minunată lectura aceasta a Sfinților Părinți, care evidențiază și creația ca opera lui Dumnezeu, și omul ca opera lui Dumnezeu, și modul în care Creatorul se face operă, intrând în universul vieții noastre, ca să ne ajute pe noi să citim în opera Lui și în viața noastră treptele pe care împreună călcând să ajungem în comuniune cu El.